Bună seara, domnilor și domnilor, suntem din nou împreună la emisiunea Se Poate Altfel și Adrian Andrei încearcă în această seară, prin invitatul pe care îl avem, să dăm un răspuns la o întrebare: de unde provine păcatul și care este originea acestuia și de ce noi, oamenii de pe acest pământ, suferim de atâtea mii de ani de păcat, durerea, suferința și implicit moartea. Încercăm să dăm răspunsul la această întrebare cu un invitat mai tânăr de data aceasta, și anume cu domnul Florin Orășanu, care îi spun un bun venit în această ocazie. Dumnealui este misionar, evanghelist în orașul Pogoanele și de curând am aflat că a fost o perioadă de timp și în Africa. Înainte de a pătrunde în subiectul acestei emisiuni, aș vrea să vă întreb cum a fost prin Africa și mai precis ce ați făcut acolo pentru o perioadă scurtă de timp. Păi pot să vă spun că a fost o experiență foarte interesantă. Puțin oameni au ocazia să viziteze alte culturi, să vadă oameni de altă culoare, să vadă cum gândesc alți oameni, ce idei au, și a fost o experiență foarte frumoasă pentru mine și pentru câțiva prieteni de-ai mei. Ce ați făcut precis acolo și ce v-a impresionat cel mai mult din expediția aceasta? Am fost într-un proiect de îndreptare a oamenilor spre Dumnezeu. A fost un fel de campanie de a prezenta oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. Și ce pot să spun că m-a impresionat așa foarte mult a fost spiritul plin de viață al acelor oameni. Este adevărat că oamenii de acolo, fiind mai săraci, dacă îi ispitești cu anumite lucruri materiale, îl acceptă ușor și pe Dumnezeu sau credința în Dumnezeu, pornind de la lucrurile acestea materiale? Nu, oamenii acolo sunt simpli, poate și faptul că duc o viață simplă și sunt mai săraci, poate îi ajută să înțeleagă mai bine cuvântul lui Dumnezeu, să înțeleagă mai bine mântuirea. Au o deschidere prin faptul că sunt săraci. Da. În seara aceasta pătrundem în subiectul acesta, pornind și de la mica campanie electorală care a început așa mai underground. Vorbim adesea, toți sunt răi, noi suntem buni. Oricum, dragi telespectatori, pleacă ai noștri, vin ai noștri, cam aici ne învârtim în contextul acesta politic și am vrea să răspundem la întrebarea cine e rău și cine e bun, nu neapărat sub aspectul acesta politic sau sociopolitic, ci vreau să pătrundem în aspectul spiritual în seara aceasta, în domeniul religiei, și să aflăm de unde provine răul în univers. Dacă aveți anumite puncte de vedere, le puteți exprima telefonic, prin mesajele dumneavoastră sau direct intrând în legătură cu noi. Pentru lumea noastră vorbim că orice om este păcătos. Domnule Orășanu, de ce această stare de păcat? Chiar nu există vreun om pe pământul acesta care să nu aibă păcat? De ce să generalizăm lucrurile și în dreptul fiecărei ființe umane existente pe pământul acesta vorbim că este o ființă păcătoasă? Aș vrea să spun de la început că trebuie să pornim discuția aceasta de la o bază. Este foarte important. Și cea mai bună bază pentru noi ca popor creștin, ca și creștini, este cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu este adevărul și El ne răspunde la toate aceste întrebări importante. De ce sunt oamenii păcătoși? De unde a apărut răul? Cum se va termina cu răul, cu suferința, de ce trebuie să suferim, de ce suntem vinovați și așa mai departe. Bun, care ar fi această bază de la care ar trebui să plecăm și pe care să o accentăm în această seară pentru cei care ne urmăresc? Cuvântul lui Dumnezeu spune prin Apostolul Pavel în epistola sa către Romani, în capitolul 3 cu 23, vorbind despre mântuire, spune astfel: căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Vorbește despre toți oamenii. Și în altă parte, cuvântul lui Dumnezeu spune că nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Deci
cuvântul lui Dumnezeu și dacă privim și în lumea noastră, nu există om perfect, nu există om fără păcat, nu, conform cuvântului lui Dumnezeu, nu există om sfânt. Dar care să fie cauza sau care să fie motivul pentru care toți oamenii sunt păcătoși? Sau să întreb altfel, omul se naște cu o zestre păcătoasă, cu o moștenire păcătoasă, pentru că ați spus că nu există om care să nu fie păcătos pe pământul acesta, da? Toți oamenii sunt supuși păcatului. Sau din primele zile de când se naște, micul copilaș are deja păcat în el? Sau există doar o înclinație spre păcat pe care omul și-o dezvoltă prin firea aceasta? E o întrebare destul de dificilă, nu este ușor de răspuns la ea. Mă gândesc și la un exemplu, la un copilaș care nu știe el despre păcat, nu îl învață nimeni, mămica și tăticul, că atunci când vine alt copilaș să se joace cu el, să țină jucăria și să o tragă și nu îl învață părinții așa. Este ceva, este o înclinație care vine din el și dacă celălalt îi trage jucăria, se supără și trage înapoi. Și este clar că avem această înclinație spre rău, spre păcat în fiecare dintre noi. Deci ar fi o diferență înclinația spre păcat cu zestrea aceea păcătoasă cu care ne naștem? Adică vorbim aici de un păcat strămoșesc pe care orice copil la naștere îl are? Nu. Care ar fi argumentul? Pentru că în astfel de cazuri, dacă am susține un păcat strămoșesc cu care orice copil vine pe lume, ar trebui ca încă de mic copil ființa aceea să fie botezată pentru ca să fie eliberată de starea aceasta de păcat cu care se naște. Este interesant, în cuvântul lui Dumnezeu, care am spus că este baza noastră, atunci când vine vorba de botez, de mântuire, este important ca acela care vrea să fie botezat trebuie să înțeleagă ce este păcatul, trebuie să înțeleagă ce trebuie să facă pentru ca să fie mântuit. Deci trebuie să ajungă în primul rând la o dezvoltare intelectuală prin care poate să priceapă mai bine starea aceasta de lucruri, inclinația firească, păcătoasă și cea duhovnicească. Exact. Bun, dar pentru că ați amintit, haideți să încercăm să dăm o definiție păcatului, pentru că vorbim în această seară de starea aceasta de păcat sau de proveniență a răului în acest univers. Ce este păcatul? Cum l-ați definit dumneavoastră, pornind de la baza aceasta biblică și de asemenea, din punct de vedere teoretic, ce ar fi după dumneavoastră păcatul? Cu siguranță că cea mai clară definiție a păcatului din cuvântul lui Dumnezeu este cea din epistola apostolului Ioan, 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 4. Și aici apostolul Ioan spune așa: oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Păcatul înseamnă călcarea legii lui Dumnezeu. Care este această lege? Legea lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, a rezumat-o în două mari porunci: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cea din tâi și cea mai mare poruncă, prima datorie, și a doua asemenea ei, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și în aceste două mari porunci se cuprind cele 10 cuvinte ale lui Dumnezeu din Cartea Exodului, din Biblie, la capitolul 20. Despre aceasta este vorba. Dacă este să aprofundăm mai mult această temă a păcatului și să vorbim așa simplu și pe înțelesul tuturor, lumea de obicei se gândește că păcatul înseamnă să faci ceva, o faptă, să iei viața cuiva, da, porunca spune să nu ucizi, să nu comiți adulter, da, când comiți adulter, când faci ceva fățiș, e păcat, să nu minți. Dar cuvântul lui Dumnezeu face și lumină și spune că păcat nu înseamnă doar faptă, păcat înseamnă gând, pentru că există și o poruncă care sună așa: să nu poftești. Și din cele 10 porunci, aceasta este singura poruncă
care nu are rezultate vizibile imediat, este singura poruncă care se petrece aici. Păcatul mental. Și dacă această poruncă nu ar fi încălcată, omul n-ar ajunge să ucidă, da? Pentru că n-ar mai pofti casa sau averea, sau n-ar mai ajunge să comită adulter, n-ar mai ajunge să fure, n-ar mai ajunge să mintă. Deci, păcat înseamnă și gând, da? Nu doar faptă. Păcat mai înseamnă și alt lucru, spune tot cuvântul lui Dumnezeu. Păcat nu înseamnă doar să faci rău. Păcat înseamnă și când știi că trebuie să faci un bine și tu nu-l faci. Este foarte interesant, e puțin diferit. Cine știe să facă binele și nu-l face, da, să vârșește, da, un păcat. Când știi că poți să ajuți pe cineva, și dau un exemplu, poți să ajuți pe cineva, e cineva într-o situație gravă și tu nu-l ajuți, și este tot un păcat. Un păcat, tu neglijezi, știi ceva, știi un adevăr. Dumnezeu îți descoperă un adevăr din cuvântul său, un adevăr, da? Și tu spui, las pe mai încolo, sau nu acum, mai târziu, nu, sau fugi de adevărul acesta. Este tot un păcat. Deci, ca să rezumăm, potrivit Bibliei, păcat înseamnă călcarea legii lui Dumnezeu, iar adiacent putem adăuga păcatul ca faptă sau ca acțiune, apoi păcatul de sorginte intelectuală sau păcatul mental care se petrece la nivelul minții noastre, și păcat înseamnă și starea de indiferență sau de a trece pe lângă o nevoie care poate fi împlinită. Da. Bun, dar haideți să plecăm de la premiza că Dumnezeu a creat Universul. Plecăm de la creaționism. Cum a reușit opera creațiunii lui Dumnezeu? Din moment ce Dumnezeu este creatorul, din moment ce există rău în Univers, putem trage concluzia următoare, și anume că Dumnezeu a făcut răul? Sau de unde a venit? Care este originea răului potrivit cu Sfânta Scriptură? Conform cuvântului lui Dumnezeu, dacă citim pe primele pagini ale Bibliei, spune cartea Genezei, în capitolul 1 cu 31, spune: Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Iată că erau foarte bune. Deci Dumnezeu a făcut lucrurile foarte bune. Foarte bune. Acum, de unde a apărut răul și păcatul, este o mare întrebare. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne explică cum de s-a născut păcatul într-un univers perfect creat de Dumnezeu. Dar cel puțin niște jaloane care să ducă spre un astfel de răspuns sau să argumenteze, ar trebui măcar să avem, să ne putem da seama pe ce ne bazăm astăzi. Da. Cuvântul lui Dumnezeu spune în cine a luat ființă acest păcat primat, acest gând, pentru că am spus că totul pleacă de la un gând. Și cartea profetului Isaia spune în capitolul 14, vorbește despre luceafărul strălucitor și spune așa în capitolul 14 cu versetul 12: Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta: mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt. Și alte pasaje din cuvântul lui Dumnezeu ne arată că în acest univers perfect al lui Dumnezeu, care a creat totul, a fost o ființă creată de El, care cuvântul lui Dumnezeu ne spune că o cheamă Lucifer. Ce are în care în traducere? Purtător de lumină, pentru că spune, stăteai în prezența lui Dumnezeu. Erai un heruvim ocrotitor, o creatură a lui Dumnezeu care stătea în prezența lui Dumnezeu, avea privilegiul acesta. Și în mod inexplicabil, și aici trebuie să ne limităm doar la atât, pentru că dacă încercăm să explicăm
cum, de unde, de ce s-a născut, dar Dumnezeu nu știa, dar de ce n-a făcut nimic, dar dacă Dumnezeu a știut și așa, scuzăm păcatul. Și dacă scuzăm păcatul, oricine știe că dacă scuzăm păcatul, nu mai putem este păcat. Orice. Putem să facem orice. Bun. În ființa aceasta a luat gândul acesta mai precis care? Spune cuvântul lui Dumnezeu, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi fi ca cel preanalt. Deci această ființă a avut gândul acesta de a fi ca Dumnezeu. Nu a fost mulțumită cu starea în care se găsea de creatură, de cea mai onorată creatură a lui Dumnezeu, care să stea chiar în prezența lui. Bun, dar acum haideți să o luăm omenește, potrivit cu ceea ce am citit din cuvântul lui Dumnezeu. Luăm exemplul unui copil care, dacă îi spui să rămâi la nivelul în care ești, nu încerca deloc să pui o întrebare învățătoare, educatoare, pentru ca să nu cumva să o deranjezi. Nu încerca să țintești să fii asemenea mentorului tău. Îi spui unui student. Cum ar mai putea să fie în dreptul acestor oameni care sunt în creștere și în dezvoltare intelectuală și profesională pe orice ramură doriți, cum am mai putea să vorbim noi de o productivitate, de o dezvoltare când nu țintim mai sus decât starea în care suntem? Un student, dacă nu ar avea o țintă de a fi măcar ca profesorul lui, atunci ar putea el să mai ajungă la un nivel? În mod normal, orice student ar trebui să-și depășească maestrul sau învățătorul. Nu credeți că și aici a fost același lucru? Să atingi perfecțiunea, să atingi nivelul acela de desăvârșire în care locuia și trăia Dumnezeu. Cred că sunt două lucruri diferite. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune că, hai să spunem așa ca să înțelegem, numai Dumnezeu poate să fie Dumnezeu. Numai El este sfânt. De ce este numai Dumnezeu sfânt? De ce nu sunt și alți sfinți? Că spune că cei credincioși, da, devin sfinți, sunt sfințiți, da, prin Domnul Iisus Hristos e altceva. Dar numai El este sfânt. De ce este sfânt? Sfânt înseamnă pus deoparte, da? Special, e altă categorie, e altceva, e altceva. Dumnezeu este sfânt din calitatea Lui de creator. Deci numai El, numai asta era diferența între orice altă ființă creată și Dumnezeu. Numai El era creator, El era sursa, El era, nu putea să urce altcineva, să avanseze și să devină ca El. Nu, era cota maximă, da, a desăvârșirii. Dar nu tot Dumnezeu ne îndeamnă prin cuvântul Său, fiți dar desăvârșiți sau sfinți, precum și Dumnezeu este desăvârșit? Da, dar trebuie să fim desăvârșiți aici, în sfera noastră de acțiune, în lumea aceasta. Haideți să luăm o întrebare a unui telespectator, un mesaj. Pe lângă salutul de rigoare, întreabă următorul lucru. Știu că păcatul a încolțit în mintea și inima satanei. De ce n-a terminat Dumnezeu cu satana? De cum a greșit acesta? Așa nu am fi ajuns noi în starea aceasta. Răul trebuia stârpit din fașă. Cum se va termina totul acum? Ridică telespectatorul nostru o întrebare. Bun, haideți să încercăm să dăm un răspuns. Da? De ce n-a terminat Dumnezeu cu satana imediat după ce a păcătuit? Când a avut gândul acesta de a fi pe aceeași poziție, pe același postament ca și creatorul său, de ce n-a exterminat Dumnezeu răul din faș? Nu ar fi fost mult mai valabil? De ce să mai suferim noi atâția mii de ani de păcat sau atâtea veacuri de suferință, durere, chin și moarte pentru că n-a terminat Dumnezeu răul din faș? Da, putea să o facă. Putea să facă și avea puterea să facă și tot dreptul să o facă. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că pe lângă Lucifer, Dumnezeu a creat și alte ființe, și alți îngeri, și alte creaturi. Și întrebarea este ce ar fi rămas în mintea acelor creaturi dacă Dumnezeu l-ar fi stârpit imediat pe Lucifer. Eu sunt convins că ar fi rămas o urmă de îndoială, o urmă de suspectare a lui Dumnezeu, care să spună, nu cumva ce spunea el
a fost adevărat și asta nu ar fi făcut decât să prelungească această problemă a păcatului și s-ar fi extins ca un cancer, s-ar fi extins, s-ar fi și nu ar fi rezolvat problema. Bun, atunci iau altă întrebare. Nu putea Dumnezeu să-l oprească pe Lucifer de a păcătui? Să-i pune cumva o stabilă. Până aici poți să mergi, mai departe nu. Nu, pentru că... Cum ar fi motivul sau argumentul? Tot cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu este dragoste. Este o definiție unică în cuvântul lui Dumnezeu. Spune Dumnezeu este dragoste. Și dragostea este opusul forței. Și dacă Dumnezeu ar fi forțat creaturile lui sau le-ar fi stabilit anumite limite prin forță, nu mai putea să fie iubit de bunăvoie. Aceasta nu este dragoste. Și... Bun, deci puneți accentul în argumentația dumneavoastră pe libertatea de a alege sau liberul arbitru de care ar trebui să profite fiecare ființă umană sau fiecare ființă din acest univers. Dar haideți să privim puțin asupra acestui rezultat care decurge din libertatea aceasta de alegere, da? Libertatea voinței pe care omul poate să-și o manifeste. Priviți mii de ani de păcat și, repet, suferință, durere și moarte. Nu cumva este prea mult, prea mare prețul pentru libertatea aceasta pe care Dumnezeu vrea să o lase fiecărui om? De ce n-a robotizat oarecum Dumnezeu ființele umane? Da? Eu sunt creatorul, până aici mergeți, până la acest punct, mai departe nu. Ascultați exact de comanda dată de cel care a creat mașinăria aceasta umană. Pentru că este împotriva naturii lui Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și noi ca și creștini credem în conceptul de Trinitate. Trinitate, în sânul Trinității există relație de bunăvoie, dragoste, ori acest lucru era contrar naturii lui Dumnezeu. Să creeze niște ființe care, forțate mai mult sau mai puțin, să-L asculte cu forța de frică. Dumnezeu nu vrea așa, spune că Dumnezeu este dragoste. Și cu toate acestea avem atâta suferință pe acest pământ. Da, mă gândeam la întrebarea aceasta. Gândurile acestea vin și din cauza naturii noastre păcătoase, pentru că dacă vedem în cuvântul lui Dumnezeu, păcatul și răul este acela care vrea să pună asupra lui Dumnezeu problemele acestea, să spună de ce atâta suferință, de ce îngăduie Dumnezeu și oarecum sunt întrebări bune, dar dacă se merge prea departe cu întrebările acestea, până la urmă ajungem să dăm vina pe Dumnezeu. Pentru că noi suferim, da, mizerie, boală, suferință, moarte, necazuri și așa mai departe. Ori cuvântul lui Dumnezeu spune cu totul altceva. Oarecum ați protejat aspectul acesta de a pătrunde în care au fost motivațiile sau gândurile sau cum de s-a produs, care a fost scânteia aceea de a păcătui a lui Lucifer. Totuși aș vrea să puțin să zăbovim asupra acestei întrebări. Cum s-a putut naște un astfel de gând de a păcătui, de a te împotrivi lui Dumnezeu sau de a fi pe aceeași poziție pe care este Dumnezeu? Cum s-a putut naște gândul acesta în mintea sau da, în inima unei ființe care era desăvârșit creată de Dumnezeu? Ca așa a spus la început. Stătea în prezența lui Dumnezeu. Exact. Chiar. În locul acela de desăvârșire, de sfințire, de lumină sau cum doriți dumneavoastră să o luăm, cum s-a putut naște totuși un astfel de gând? Probabil că este una din întrebările din această seară la care nu putem să răspundem, sigur. Nu știm, Biblia numește acest lucru o taină, spune, taina fără de lege. Nu știm cum într-o ființă neprihănită, da, care stătea în prezența lui Dumnezeu perfectă, da, s-a născut un astfel de gând. Dacă găsim un motiv, dacă găsim un cui de care să agățăm răul și păcatul, atunci adio cu legile, adio cu pedepsele, adio cu fiecare liber să facă ce vrea în lumea și în universul acesta. Deci să pornim de la premiza că
păcatul în acest univers a apărut și nu putem discuta mai mult de aspectul acesta. Este o taină pe care Biblia o ține ca fiind o taină și nu ne dă dreptul de a pătrunde mai mult. Aș dori să subliniem lucrul acesta care îl spune Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem, nu Dumnezeu a fost răspunzător și este răspunzător pentru apariția păcatului și a răului în univers și în lume. El știa, pentru că este Dumnezeu, El știa că avea să apară. El știa în preștiința Lui. Dar nu a ordonat, nu a spus trebuie, da? Nu este o diferență că El știa ca Dumnezeu, da? Dumnezeu știe de la început, știe și acum sfârșitul vieții mele și sfârșitul vieții fiecăruia dintre noi. Dumnezeu știe cum se va sfârși lumea și chiar a spus în cuvântul Său. Dar asta nu înseamnă că El a poruncit lucrul acesta. Este o diferență între preștiința pe care o are Dumnezeu și predestinația cu privire la tot ceea ce se întâmplă în acest univers. Și lucrul acesta, probabil că îl vom mai aminti mai târziu, îmi spune ceva despre caracterul lui Dumnezeu, și anume că Dumnezeu și-a asumat un risc. Dumnezeu este dragoste și și-a asumat un risc. Știa, da, dar totuși... Bun, mai multe lucruri vom afla după pauza publicitară. Până să luăm această pauză, aș vrea să vă pun întrebarea, să înțeleg că Lucifer era acea creatură desăvârșită. Dar de ce astăzi oamenii sau noi creștinii vorbim adesea despre Satana sau diavolul? Ce înseamnă Satana? Cumva și-a schimbat denumirea după ce a păcătuit? Care este explicația? Ce înseamnă Satana sau diavol? Deci să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în cartea Apocalipsei, ultima carte a Bibliei, o carte foarte importantă pentru timpul nostru, și spune aici Apocalipsa 12 cu versetul 9. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și Satana. Satana este un cuvânt care provine din limba ebraică, din limba evreilor, limba veche, care înseamnă împotrivitor sau cel care este vrăjmaș al lui Dumnezeu. Asta înseamnă Satan sau Satan. De acolo vine Lucifer, purtătorul de lumină, cel care era de partea lui Dumnezeu, cel care stătea în prezența lui Dumnezeu, prin păcat și prin rebeliune, prin răzvătire, a devenit vrăjmașul lui Dumnezeu. Satan înseamnă vrăjmașul sau dușmanul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă mulțumesc că urmează o pauză publicitară și ne vedem în câteva minute. Afacerile de succes se bazează pe competență. Experiența și inovația au făcut ca de-a lungul timpului să rămânem lideri în domeniul sudării. Ductilesa, membra a grupului Air Liquid Welding, oferă consumabile, echipamente și soluții de sudare de înaltă tehnologie. În acest domeniu, noi vă oferim calitate și inovație. Nu rata promoția valabilă până la 30 aprilie. La achiziționarea oricărui echipament Preto PFC, primești gratuit kitul electrod Ductil Air Liquid Welding. Un nume cu tradiție în sudură. Hai cu tata, hai la doctor! Hai cu tata, hai la doctor! Gata! Am ajuns! Best Mechanics, singurul cabinet medical auto cu diagnostic sigur. Best Mechanics, reparații mecanice și electrice, diagnoză auto, geometrie roți, freonizări auto. În Buzău, șoseaua Spătarului, numărul 7. Programări la telefon 0238445000, 0756555530 sau 0764857000. Să fii sănătos, domn doctor! Dacă ești în cartierul Broșteni, alea sporturilor, la noua stație Transdivers, înseamnă că ești unde trebuie. Încarci cu ce combustibil ai nevoie. Benzină, motorină, GPL. Oprești la noua stație Transdivers, alea sporturilor, cartier Broșteni. Afacerea ta are nevoie de un plus. De Tecno Plus.
Tecno Plus vinde componente PC, periferice, componente rețea, monitoare și consumabile. Tot la Tecno Plus găsești copiatoare monocrom și color office și profesionale Canon. Tecno Plus oferă posibilitatea de a vă reumple și implicit de a vă scădea costurile de tipărire, toată gama de consumabile pentru imprimantele cu jet de cerneală, imprimante laser și copiatoare. Tecno Plus efectuează servicii pentru echipamente de birou, imprimante cu laser și cerneală, faxuri și calculatoare. Tecno Plus, în strada Pompiliu Ștefu, numărul 19. Telefon 0238720806 sau intră pe www.technoplus.ro. Măi vecine, de ce mașina ta merge ca unsă? Să spun un mic secret. Alimentează cu GPL de cea mai bună calitate de la stațiile Transposil, din Buzău, Barera Ploiești-Colț cu semafoarele, Poșta Călnău, DN2, E85 și Sat Funden, Comuna Zărnești. Mulțumesc, vecine! A, să nu uit! Clienții fideli primesc bonus la fiecare alimentare. Mai multe detalii afli la 0744 35 44 90 sau transposil@yahoo.com. Câți ani ai, e treaba ta. Câți vrei să ai, e treaba noastră. Coafor, frizerie, cosmetică, manicură cu gel, pedicură, solar, vopsit, epilat, masaj și reflexoterapie. Toate îți sunt oferite de Artist Touch, servicii profesioniste la jumătate din prețurile concurenței. Pentru o imagine ireproșabilă, alege Artist Touch. Ne găsești la intersecția Unirii Nord cu strada Prutului, lângă patiseria Boromir. Programări la telefon 0727 806611. Artist Touch. Schimbarea pe care o cauți. Am revenit, suntem la emisiunea Se Poate Altfel și discutăm cu domnul Florin Orășanu, misionar și evanghelist în orașul Pogoanele. A fost și în Africa și în seara aceasta încercăm să dăm un răspuns la întrebarea de unde provine păcatul și cine este răspunzător pentru tot ceea ce se întâmplă în acest univers. Am rămas la punctul în care am aflat că o creatură a lui Dumnezeu, din toată creația aceasta desăvârșită, a dorit să ocupe locul lui Dumnezeu, să aibă aceeași poziție ca și Dumnezeu. Ce s-a întâmplat după acest eveniment? Cred că lucrurile n-au rămas în aceeași formulă ca înainte. Cuvântul lui Dumnezeu spune în cartea Apocalipsei, în continuare, în capitolul 12, versetul 7, spune că în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Aici este vorba nu despre un război așa cum înțelegem noi oamenii, cu arme, cu săbii. Chiar vreau să vă întreb ce stil de armament. Cuvântul care se folosește aici poate fi tradus mai bine prin cuvântul polemică, un schimb de argumente. De argumente, de idei. Nu putem să ne-l imaginăm pe Dumnezeu luptând cu arme, pentru că îl spune, deși Dumnezeu poate să distrugă, spune că el nu poate fi ispitit să facă rău. Și vedem de multe ori în cuvântul lui Dumnezeu pe parcursul Bibliei că în confruntările dintre Domnul Hristos și Satana, Dumnezeu nu intră în controversă cu el. Nu intră în controversă. Răspunde, ba din cuvântul lui Dumnezeu spune stă scris sau Domnul să te mustre Satanul sau, deci a fost un schimb de idei contradictorii și până la urmă s-a rezolvat această polemică prin hotărârea ca Lucifer, care a devenit Satana și acoliții lui, să părăsească căminul lor ceresc. Deci locul lor nu s-a mai găsit în cer, în locul acela al desăvârșirii. Unde au ajuns aceștia? Spune aici versetul 9, Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și Satana, acela care înșeală întreaga lume,
a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Se spune că a fost aruncat pe pământ. O întrebare foarte logică în seara aceasta. De ce tocmai pământul? E și o altă planetă care este locuită din universul acesta vast al creației lui Dumnezeu. De ce tocmai pământul? Unele expresii și cuvinte din cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie să le înțelegem literal, așa cum scrie, că Dumnezeu n-a avut unde să-i pună și a zis vă trimit aici că... Ok, dar cu ce suntem noi vinovați în tot tabloul acesta? Am o întrebare care îmi înfrământă mintea. De ce pământul să fie lada de gunoi a Universului? Pentru că noi am ales. Primii oameni... Ce argumente sunt în sensul acesta? Cartea Genezei ne prezintă în primele capitole modul în care Dumnezeu a creat lumea și modul în care l-a creat și pe om. Și în capitolul 2 din Cartea Genezei spune versetul 15, Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binului și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreșit. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Spune că Dumnezeu i-a avertizat pe primii oameni despre ceea ce se întâmplase în cer, despre existența răului, despre existența lui Satana și angelul lui și le-a spus că trebuie să păzească grădina, trebuie să păzească porunca lui Dumnezeu și să nu mănânce din acel pom al cunoștinței binelui și răului. De ce a pus Dumnezeu pomul acolo? Putea să nu-l pună. Atunci primii noștri părinți n-ar fi căzut în păcat, n-am fi avut atâta suferință, parte de atâta durere și în final moarte. Pentru că lui Dumnezeu îi place să acorde încredere oamenilor. Lui Dumnezeu... Nu cumva a fost o, să spun așa, nu o forțare, dar o condiționare a oamenilor. Asculți de mine, ca un tată dictator, care poruncește copiilor la stânga și toți se încolonează, la dreapta și toți execută porunca aceasta. De ce a trebuit testul acesta dat de Dumnezeu primilor noștri părinți? La ce a folosit testarea aceasta? Acest test a folosit la cum să spun, a se vedea loialitatea lor față de Dumnezeu. Și acum vă întreb, a fost un test greu sau ușor? Sau cel mai ușor din câte puteau să fie. Da, sunt avantajat prin faptul că eu adresez întrebările în seara aceasta. Posibil să fi fost un test ușor. Eu cred că a fost un test foarte ușor. Poate cel mai ușor care se putea... Da, știți dumneavoastră că atunci când îi spune tata sau mama copilului să nu atingă soba încinsă, copilul gestul acesta îl face, pentru că i-a spus nu. Și există o tendință așa firească, când cineva îți spune nu, să totuși să încerci, să întinzi un pic coarda, să faci, să atingi, să miști cumva. Era ușor testul acesta, dar totuși greu, pentru că era o poruncă de a nu face, de a nu atinge. Foarte interesant. Spune aici Dumnezeu, din pomul cunoștinței binului și răului să nu mănânci. Să nu mănânci. Ce s-a întâmplat în continuare? Spune că femeia, da, Eva, prima femeie, spune că ea se plimba prin apropierea pomului și mai departe a intervenit discuția cu șarpele. Și pasajul acesta din Geneza 3 ne arată ce se întâmplă atunci când noi începem să stăm la discuții cu cel rău, cu păcatul. Și aici putem să vorbim și de viața practică, da? Când ne îngăduim să zăbovim prea mult asupra anumitor lucruri sau să ne punem întrebări, dar de ce n-am voie să fac aia? Dar de ce a zis mama sau tata așa? Dar de ce? Uite, să ne întreabă un telespectator, mă scuzați că vă întrerup, dar mi se pare că întrebarea care o ridică este una destul de logică și interesantă. De ce trebuie ca eu să plătesc cu atâta suferință și moarte când Satana a greșit? Deci altcineva este responsabil pentru tot răul din acest univers. Știu că și eu sunt rău sau
fac răul, dar e în mine răul acesta, tendința aceasta spre rău, din cauza lui. Pentru că Satana a păcătuit sau s-a împotrivit lui Dumnezeu. Dacă el n-ar fi greșit, eu eram azi altfel sau altfel de om. Mi se pare un pic nedrept, spune telespectatorul nostru. Care ar fi răspunsul la aceste întrebări pe care le ridică? Da? Este altcineva responsabil? Asta înseamnă că suntem forțați, deci întrebarea asta cam așa sună, că noi suntem obligați, suntem forțați să ispășim greșelile și păcatele altora. Dar nu aceasta spune cuvântul lui Dumnezeu. Spune că Dumnezeu a dat libertatea fiecărui om să aleagă. Și să nu uităm, cuvântul lui Dumnezeu spune că după ce Satana a păcătuit și s-a răzvrătit, primii oameni au fost creați neprihăniți. Deci a fost totuși un lanț. Satana s-a împotrivit locurilor, nu s-a mai găsit în cer. Războiul acesta ideologic sau de argumente, de ascultare, neascultare s-a transferat aici pe pământul acesta prin primii noștri părinți care n-au ascultat de testul acela pe care Dumnezeu l-a pus prin pomul cunoștinței binelui și răului și din acel moment răul a pătruns în tot ceea ce înseamnă ființă umană pe acest pământ care a existat de la primii noștri părinți. Așa este. Deci acesta este un mare adevăr care cred că ar trebui subliniat în această seară, în discuția aceasta cu rău, cu păcatul. Dumnezeu ne oferă libertatea să alegem. Dumnezeu, putem să spunem așa în cuvinte omenești, Dumnezeu ne acordă încredere. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că El le spune așa oamenilor, îți pun înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața, te sfătuiesc să alegi viața. Nu te oblig, nu te forțez. Alege viața ca să trăiești, dar ești liber să faci ce vrei. Este totuși un mare risc pe care și l-a asumat Dumnezeu de a oferi încredere ființelor create, pentru că Satana s-a împotrivit, apoi primii noștri părinți, Eva și Adam, sau n-au ascultat și de aici numai, o tendință spre rău și... Numai așa ne putem dezvolta. Numai așa ne putem dezvolta în acest univers al lui Dumnezeu, în care totul, să nu uităm, trebuie făcut din dragoste. Ce a urmat după aceste lucruri? Cât de măreață sau universală sau totală este stricăciunea păcatului? Care au fost consecințele sau urmările acțiunii de neascultare sau de păcătuire a primilor noștri părinți? Păi, mă gândesc la trei aspecte sau trei planuri. A apărut o schimbare în relația dintre om și Dumnezeu. Dacă până înainte de păcat omul asculta de bunăvoie, din plăcere de Dumnezeu, da? Nu se punea problema de răzvrătire, de rebeliune, păcatul a schimbat lucrul acesta. A rupt legătura. Apoi, foarte interesant, cartea Genezei, deci relația dintre om și Dumnezeu, relația dintre om și om, dintre Adam și Eva, a apărut discordie, a apărut neînțelegere, a apărut și vedem unde conduc lucrurile acestea până astăzi, în familie, între prieteni, între oameni, a apărut și apoi, în al treilea aspect, foarte interesant, dacă omul, înainte de căderea în păcat, trebuia să stăpânească peste pământ, peste mijloacele pământului, peste resursele pământului ca un bun administrator, după căderea în păcat, și relația aceasta dintre om și creația care a fost dată să o administreze a avut de suferit, pentru că omul a devenit o ființă care abuză și vedem ce se întâmplă astăzi în lume cu toată discuția aceasta despre epuizarea resurselor din cauza răutății omului și natura și din cauza păcatului omului și natura și viețuitoarele și au avut de suferit. Totul s-a schimbat. Cea mai mare consecință a păcatului sau dacă aș putea o numi cea mai desăvârșită formă a păcatului care este. Pentru că Dumnezeu a spus că dacă s-ar atinge de pom, așa a citit în prima carte a Scripturii, vei muri negreșit. Cu toate acestea, Eva și Adam s-au atins, au mâncat, au luat din fructul acela, n-au ascultat
Și totuși n-au murit, au trăit 900 și ceva de ani. Bineînțeles, astăzi trăim mai puțin, dar vedem că omul n-a murit instantaneu după ce nu avem timp să discutăm. Tot ați amintit de treaba asta cu atingerea. Nu Dumnezeu a zis când veți atinge. Dacă citim cu atenție, șarpele a zis. A spus, oare a zis Dumnezeu să nu mâncați și așa? Și spuneam, asta se întâmplă când începem să discutăm cu cel rău și să intrăm pe terenul lui și să credem că putem să-i facem față. Și femeia a zis, putem să mâncăm, dar din pomul cunoștinței putem, n-avem voie nici să mâncăm, nici să nu-l atingem. Și probabil îmi imaginez că acel șarpe o fi luat niște fructe din acelea și spus, ia să vezi că dacă-l atingi nu se întâmplă nimica. A fost măr sau ce alt fruct? Nu. Cuvântul lui Dumnezeu nu spune că a fost măr sau spune că era un fruct frumos, era plăcut la privit, da? Foarte atrăgător și asta poate să ne ajute și pe noi în practica de astăzi să identificăm de multe ori păcatul. Păcatul nu e urât. Nu e urât. Așa aparent sau cum apare, spune frumos, un fruct frumos, plăcut la privit, exteriorul, dar când privești în esență, atunci se vede adevărata lui natură. Ce variante avea Dumnezeu pentru omul păcătos? L-a testat până în momentul acesta, omul n-a ascultat. Singura variantă, să zic așa, care se deduce din pasajul citit, era moartea păcătosului. A acționat Dumnezeu în felul acesta? L-a distrus? Și spuneam că totuși n-a murit instantaneu, a mai trăit Adam 900 și ceva de ani, noi astăzi trăim până la 80 și ceva, 90. De ce n-a murit omul? Pentru că așa era cuvântul clar rostit de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a intervenit. El a luat inițiativa, El l-a întrebat pe om, unde ești, ce ai făcut, da? Ce s-a întâmplat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că omul și femeia și nevasta lui au rămas goi. Asta însemna că acel trup de slavă a rămas descoperit și slava lui Dumnezeu s-a depărtat și Dumnezeu spune că le-a făcut niște haine. Niște haine din piele de animal ca să se îmbrace cu ei. Era un simbol al intervenției lui Dumnezeu pentru salvarea omului. Cea mai simplă variantă era ca să-i distrugă pe loc. Cum putea să facă și cu Lucifer. Da? Să-i distrugă. Vei muri negreșit. În ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Mai greu trebuia să umble la lege. Și să spună, hai că vedem... Păcatul este călcarea legii și dacă înlături legea, atunci nu găsim mai... un amendament, găsim ceva, schimbăm, modificăm pe aici, pe acolo, o să fie bine și pentru voi și pentru și mine. Pentru PDL și pentru PSD. Da, nu, Dumnezeu nu a făcut rabat de la legea sa. Foarte greu și nu putea să facă lucrul acesta pentru că legea lui Dumnezeu este o reprezentare a caracterului său. Nu putea să facă lucrul acesta. Și a treia variantă și cea mai grea, cineva trebuia să plătească stricăciunea și neascultarea. E ca și cum un copil sparge un geam sau... Și cineva trebuie să plătească. Cine să plătească? Copilul? Părintele, da? Copilul merge acasă, da, tatăl îl iartă și așa, dar totuși cineva trebuie să plătească geamul, da? Cine plătește? Cine îl pune la loc? Și Dumnezeu a ales soluția aceasta cea mai grea, ca altcineva să plătească stricăciunea făcută de om și să unească din nou toate lucrurile sub conducerea sa. Mulțumesc că ați dus discuția până la punctul acesta în încheierea emisiunii, dar aș vrea să mă leg de un alt aspect pe care l-ați amintit. În momentul în care păcătuiește cineva, sau altfel spus, când se naște un copil, se naște cu o inclinație spre păcat. Cumva poartă cu sine și păcatele părinților. Și aici aș da așa un mic studiu de caz, dacă îl pot numi în felul acesta. Dacă părinții mei fac un împrumut la bancă și ei nu mai pot să plătească,
urmează să plătesc eu. Pot eu plăti pentru păcatele părinților mei sau nu? Haideți să vedem ce spune Dumnezeu în cuvântul Său. Spune în cartea profetului Ezechiel, capitolul 18. Spune așa, Dumnezeu vorbește copilului lui Israel. Pentru ce spuneți voi zicătoarea aceasta în țara lui Israel? Părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au sterpezit dinții. Adică părinții au păcătuit și consecințele copii. Spune, pe viața mea, zice Domnul, că nu veți mai avea prilej să spuneți zicătoarea aceasta în Israel. Iată că toate sufletele sunt ale mele. Sufletul care păcătuiește, ca să scurtăm, sufletul care păcătuiește, acela va muri. Și spune în continuare, părintele își va lua pedeapsa pentru nelegiuirile lui, copilul își va lua pedeapsa pentru nelegiuirile lui. Nu copilul va plăti pentru ce a făcut tata și nu tatăl va plăti pentru păcatele copilului. Fiecare este responsabil de acțiunile pe care le-a făcut atâta timp cât a deci trăit. Deci sufletul într-o... care păcătuiește, acela va muri. Și totuși în universul acesta există un gest pe care Dumnezeu l-a făcut, un gest măreț de a-L da pe Fiul Său să moară pentru păcatele fiecarei ființe umane care crede în El. Când a fost întocmit planul acesta de a-L mântui pe om sau de a-L salva, de a-L reabilita din starea aceasta de păcat? Cuvântul lui Dumnezeu scopul? Spune că acest plan a fost făcut înainte de apariția păcatului. Și Biblia ne arată că Dumnezeu niciodată nu este luat pe nepregătite. El are un plan, El are după care merge totul. Nimic nu se întâmplă la întâmplare în universul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel, în cartea Efesenilor, în epistola către Efeseni, capitolul 1 și 3, spune că acest plan a fost făcut în veșnicii. Deci Dumnezeu... Să înțeleg că încă de la crearea omului sau chiar mai dinainte exista planul acesta făcut în eventualitatea că omul, în caz de, că Satana n-ar asculta și implicit omul n-ar asculta de Dumnezeu. Da. În caz de cădere să fie soluția și totul să se rezolve. Și cine a fost rânduit ca mijloc de mântuire pentru cei păcătoși? Spune evanghelistul Ioan, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și acest cuvânt, el spune la începutul Evangheliei sale, cuvântul era cu Dumnezeu, la început era deja cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și Biblia ne spune că acest cuvânt era Domnul Hristos și el a trebuit ca să se întrupeze. Dumnezeu s-a făcut om și asta e altă taină. Una e taina fără de lege și alta este taina cum Dumnezeu a devenit om și El a dus o viață sfântă, pentru că spuneați la începutul emisiunii, chiar să nu fie niciun om care să nu fi păcătuit niciodată să fie sfânt? Da. O singură excepție în lume a fost Domnul Iisus Hristos care a dus o viață sfântă, o viață fără păcat, pentru ca El să plătească datoria noastră față de legea lui Dumnezeu. Noi păcătoșii să primim rezultatele ascultării Lui și El să primească ceea ce noi meritam de drept. Foarte frumoase gânduri în finalul acestei emisiuni, ceea ce a făcut Dumnezeu, gestul acesta măreț, de a crea, să spun, o religie, o relegare între El ca și Creator și omul care s-a îndepărtat, care a păcătuit. Mai sunt provocat acum în finalul emisiunii de câteva întrebări, dar o să le las pentru o emisiune viitoare. Dacă și Satan are vreo șansă prin jertfa Domnului Iisus Hristos la salvare, dacă și omul are, dar rămâne pentru altă emisiune. Aș vrea să vă mulțumesc pentru participare și pentru răspunsurile cu tentă scripturistică pe care ne le-ați oferit în această ocazie. Dragi telespectatori, în această seară am văzut sau am încercat să dăm răspuns de unde provine păcatul în acest univers, cine este responsabil și, de asemenea, gestul măreț pe care l-a făcut Dumnezeu de a ne împăca cu sine. Ca și creștini am sărbătorit moartea, învierea și, bineînțeles, și înălțarea Domnului Iisus Hristos. Urmează ca să și credem în El din toată inima. Singura speranță în a ne salva de păcat.
este doar bunul nostru Dumnezeu. Adrian Andrei vă mulțumește pentru că ați urmărit această emisiune. Ne vedem joia următoare. Până atunci, să aveți parte de tot binele din această lume.